Că româncele sunt frumoase, asta este deja recunoscut la nivel internațional. Însă, oricât de frumoasă ar fi o femeie, tot simte nevoia de mici ajustări, îmbunătățiri de ordin estetic, trebuie să recunoaștem. Și sunt câteva proceduri care sunt în topul preferințelor româncelor. Le aflăm acum de la doamna Andreea Meluță, manager departament chirurgie, și doamna Clara Băncilă, medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Bine ați venit, doamnelor! Bine v-am găsit, mulțumim de invitație. Exact ce vorbeam mai devreme cu o invitată și ne spunea că astăzi de dragobete, femeile trebuie să se bucure, să se răsfețe, să fie frumoase. Și uite cum am venit noi aici cu recomandări apropo de această frumusețe, după care alergăm toate. Și apropo de aceste intervenții pe care și le doresc doamnele, care ar fi anul acesta cele mai căutate, cele mai cerute? Din sfera intervențiilor estetice, cea mai căutată intervenție este augmentarea mamară cu implant. De altfel, chirurgia sânului în cadrul clinicii noastre este pe primul loc. Intervențiile cum ar fi mastopexia cu sau fără implant, reducția mamară, medicii noștri realizând un număr mare de aceste intervenții. Însă, în topul preferințelor, mai sunt și intervențiile de blefaroplastie, intervenția la nivelul ploapelor, rinoplastia, abdominoplastia și, în ultima perioadă, a crescut cererea pentru intervenția de liposucție cu ultrasunete. Bun, înseamnă că femeile vor să arate bine și nu numai pentru ele, ci și pentru parteneri. Este normal, e frumos să ai o femeie lângă tine care să atragă toate privirile. Când vine vorba de față, ce ar trebui, la ce ar trebui să fie atente femeile ca să, cine știe, să-și dea seama că ar trebui intervenit în zona aceea? Încă mai purtăm mască, chiar dacă lucrurile s-au mai relaxat, așa încât focusul este, în primul rând, pe etajul superior al feței, pe privire. Așa că intervențiile la nivelul ploapelor, blefaroplastiile superioare, blefaroplastiile inferioare, cantoplastiile, deci acele așa numitele foxy eyes chirurgical, sunt cerute de tinere. Deci vor ochișori de pisică, mai alungiți așa, mai să-și, migdalați, facă, mai să-și facă niște linii mai a la Marilyn Monroe, așa? Exact, cu colțul ochiului mai ridicat, mai tracționat în sus. Și chiar și liftingul de sprâncene este solicitat în ultima perioadă, chiar și de paciente tinere, dar și de paciente mai în vârstă. Aceasta ar fi prima categorie și urmează rinoplastiile, nasul fiind elementul central al feței, orice mică modificare prin rinoplastie sau dramatică sau subtilă modifică aspectul feței, urmată de cererea pentru liftingul facial, mini-liftingul facial de fapt, pentru că vârsta pacientelor care solicită aceste intervenții a scăzut. Sunt din ce în ce mai tinere pacientele noastre care solicită operații estetice, nu mai sunt mulțumite de rezultatele obținute prin injecții, prin tratamente injectabile, și atunci vor ceva definitiv, permanent, cu rezultat stabil pe termen lung. Și se fac, de exemplu, aceste intervenții chiar dacă sunt pacientele tinere. Bine, peste 18 ani, nu zic nu. Dar uite, tinere... când vorbim despre lifting facial, dacă vine o pacientă la dumneavoastră de 30 de ani, da? Nu știu, cum ar trebui să fie pielea ei astfel încât să fie necesar un lifting Așa facial? Așa este, stabilim indicația corect. Și cele care au o laxitate cutanată în etajul inferior sau și-au pierdut conturul ferm al feței, au indicație și pentru acest mini-lifting chirurgical. Vârsta la care, să spunem, ar fi indicat 30, 35, 45 de ani, totuși. Deci aici ar trebui intervenit în palierul în acesta, asta, da? Riduri, scăpăm de ele? De riduri nu. Nu scăpăm. Nu scăpăm, numai cu injecții, cu toxină botulinică sau umplerea lor, însă fermitatea feței, conturul feței, demarcația dintre față și gât, se poate obține prin mini-liftingul chirurgical. Eu vreau să vă întreb așa, când vin pacientele acolo, la clinică, au frici, au temeri? Sigur că da, au. Frica de intervenție în sine, frica cea mai mare este de anestezie, de complicațiile care pot apărea intraoperator sau postoperator, frica cea mai... și de o recuperare anevoioasă. Astea sunt temerile pacientelor care parcurg întreg procesul.
Însă dacă ele știu dinainte cum decurg lucrurile pas cu pas de la intrarea și pregătirea pentru operație până la externare, nu ar fi cazul să aibă aceste temeri. De aici ne dăm seama și de comunicarea, cât de importantă este comunicarea și empatia pacientului cu medicul. Vreau să știu așa, am terminat cu fața, gata, am aflat ce proceduri vor româncele ca să fie frumoase. Mă îndrept cu atenția spre corp, pentru că acolo știm, da, știm că vrem coapse mai subțiri, vrem sâni mai mari, vrem abdomen mai suplu. Care sunt intervențiile, să zic așa, în top? Cum spunea și Andreea, colega mea, pe primul loc sunt intervențiile la nivelul sânilor. Deci vrem sâni mai mari. Da. În continuare vrem sâni mai mari. Nu neapărat mai mari, ci să fie mai ferm, mai frumoși. Pentru că avem două categorii de paciente aici. Pacientele tinere, 25-30 de ani, care nu au trecut prin sarcină și care au sânii mici și poate sunt complexate și atunci operația de volumizare cu implant mamar le redă încrederea în ele și poate au beneficiat atât pe plan personal cât și profesional de la această operație. Și este categoria de paciente 35-40 de ani care au trecut prin sarcini, prin alăptare, sânii s-au modificat și au pierdut volumul, da, poate sunt asimetrii, da. Da. Și atunci ele optează pentru volumizare cu implant, dar uneori facem și asociat liftingul mamar ca să corectăm și aceste asimetrii. În felul ăsta, sigur că le crește stima de sine și poate și dinamica în cuplu se îmbunătățește foarte mult. Când vine vorba de burtică, ce soluții avem acolo ca să scăpăm de ea? Lipoaspirația de tip Weiser e cea mai cerută, pentru că, spre deosebire de o lipoaspirație clasică, aici recuperarea e mai rapidă. Sângerarea e mai mică, inflamația e mai mică, deci recuperarea per total e mai rapidă și retracția cutanată este mult mai mare decât în cazul unei lipoaspirații clasice. De aceea, dacă sunt pacienți care au nevoie de lipoaspirație și poate și doar de obinoplastie, pot beneficia prin lipoaspirația Weiser și de această retracție cutanată, suficient de bună, încât să nu mai fie nevoie și de îndepărtarea pielii. Deci, da. E o opțiune destul de bună. E rapidă și e eficientă, da, ca să zic, da, așa. Iar la nivelul coapselor, ce intervenții se pot face ca să le mai sculptăm așa un pic? La nivelul coapselor, tot lipoaspirația se face când avem depozite adipoase, dar se mai asociază uneori și cu liftingul de coapse. Când avem și un surplus cutanat, mai asociem și aceste intervenții. Bărbații vor și ei să fie și ei la fel de îngrijiți ca doamnele? Cum să nu, cum să nu. Și la bărbați, lipoaspirația Weiser pe zona pectoralilor, zona abdomenului, a taliei, deci sunt zone foarte solicitate și chiar din ce în ce mai multe solicitări avem și de la ei. Da, mai ales că ei sunt cei care se plâng că fac burtică și așa mai departe, da, deci rezolvă și ei problema în doi timp și trei mișcări. Dar eu vreau să știu așa, dacă au început să vină românce din ce în ce mai multe să ceară aceste servicii, pentru că în trecut ne gândeam că aceste intervenții sunt mai mult apanajul vedetelor. Ele sunt așa mereu în lumina reflectoarelor, toate privirile sunt ațintite asupra lor. Dacă mi-aș fi pus această întrebare în urmă cu câțiva ani, sigur aș fi spus că da, vedetele sunt mult mai orientate către această zonă de intervenții estetice. Însă acum, în ultima perioadă, se observă o creștere foarte mare a numărului de intervenții estetice la persoanele cu un stil de viață normal. Bineînțeles, o contribuție mare o are și rețelele de socializare, social media. Normal, acolo, bineînțeles, toate vedetele, practic asta fac, inspiră masele și e normal să vezi o femeie mereu impecabilă, parcă îți dorești și tu să arăți așa. Dar mă refer aici și la factorul psihologic, de exemplu. Cu cât crește, practic, încrederea în sine, atât la femei cât și la bărbați, dacă trec prin aceste intervenții? Sigur că variază de la fiecare persoană în parte, însă, de obicei, beneficiile sunt pe toate planurile, și fizice și psihice, desigur, și crește încrederea în sine foarte mult. Când se văd că își pot relua rapid
activitățile în viața familiei și la muncă, atunci imediat încrederea lor crește și nu mai apare acea anxietate legată de evoluție, de vindecare, de recuperare tardivă. Uh-huh. Și contează foarte mult și cât de repede îți revii după aceste intervenții. Cum facem să nu picăm așa pe panta cealaltă în care mergem din ce în ce mai des la medic și cerem să mai vreau și asta, mai vreau și asta? Cum facem să menținem un echilibru, mai ales după ce am avut niște intervenții? Aici rolul medicului și a consultației care practic stabilește un plan de tratament și împreună cu pacienții stabilim etapele pe care le avem de urmat, așa încât să ajungem la rezultate armonioase, nu la ceva care să aibă repercusiuni pe termen lung. Uh-huh. Iar când vine vorba de tehnologie, pentru că, slavă Domnului, ne ajută foarte mult în zilele noastre, a evoluat foarte tare, cât contează mâna medicului, ca să spun așa, și cât contează tehnologia? Eu aș zice că, pe primul loc, e factorul uman, totuși. Sigur, începând cu medicul chirurg, dar și medicul anestezist și toată echipa medicală care este în bloc operator. Contează foarte mult și tehnologia însă, pentru că ne ajută să reducem riscurile, să evităm complicațiile, să monitorizăm pacienții mai bine. Și în felul ăsta rezultatele să fie mai predictibile. Uh-huh. Însă și aparatura e manevrată până la urmă tot de oameni, mâna medicului, normal. Așa că trebuie să fie un echilibru. Dar ați observat așa, în funcție de sezon, o anumită preferință a clienților spre anumite intervenții estetice? Da, în mod clar. Pacienții pe iarnă, în anotimpurile reci, vin cu... își doresc, de fapt, intervenția de abdominoplastie sau de lipoaspirație. Ei se pregătesc pentru vară. În general, noi iarna ne pregătim pentru vară, pentru plajă mare și tot ceea ce înseamnă... Da, și presupun că sunt unele intervenții recomandate, nu? Atunci, în sezonul rece, ca să fie și recuperarea mai ușoară. Exact. Și faptul că după anumite operații trebuie să purtăm acele corsete speciale, compresive, elastice, e mai ușor să le purtăm iarna și să le suportăm iarna decât vara. Pe de altă parte, expunerea la soare este contraindicată cam 2-3 luni după anumite operații și ținem cont și de asta. Deci e încă mai avem timp, zic așa, să mai facem una alta până vine vara, nu? Ca să stăm cu minți 2-3 luni. Mm-hmm. Dar vreau să vă întreb, apropo de, pentru că ați menționat corsete și așa mai departe, apropo de recuperare după, cât este de important să ascultăm sfatul medicului și dacă ne spune, domnule, tu trebuie să poți corset ca să se așeze lucrurile cum trebuie acolo, păi poartă-l, pentru că știu foarte multe cazuri de complicații și de nemulțumiri și așa mai departe. E foarte important. Practic, ca să avem un rezultat bun, avem nevoie să se îndeplinească 3 etape. Prima este partea medicului care face intervenția și să se execute corect operația. A doua parte ține de disciplina și voința pacientului de a respecta aceste instrucțiuni și mai ține și de felul în care se vindecă fiecare persoană. Deci avem și un factor pe care nu-l putem controla. Uh-huh. Și atunci, măcar ce putem controla, e bine să fim disciplinați și să controlăm. Așa este. Și vreau să vă mai întreb dacă, nu știu, bărbații fac asemenea cadouri doamnelor, că vine luna martie și cine știe, poate femeia își dorea de mult, nu știu, un implant, un filler, ceva. Da. Da, avem soți care sună pentru soțiile lor să facă programare la intervenții de sâni, preferata... Deci în loc de mărțișor? Exact, primesc o pereche de sâni. Ce frumos, înseamnă că le iubesc și că vor să fie fericite. Dacă femeia este fericită, știm prea bine, toată casa este liniștită. Exact. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, a fost o plăcere și vă invit să mai povestim așa despre frumusețe și cu altă ocazie. Și noi vă mulțumim și cu siguranță vom reveni. Mulțumesc frumos! O poveste adevărată, o cutie cu bomboane cu aromă de migdale, un chelner mare amator de epigrame, un bucătar de la Paris și multă lume bună. Vă poftesc la teatru, un mic teaser și revenim. Sărutăm atunci și în brațe să mă strângi, că știu ce tu voiești și minți că mă iubești. Sărutăm atunci și spunem vorbe dulci, cu ele am îmbătat și apoi să fiu a ta.
bine ați venit la terasa noastră minunată, la Leul și Cârnatul! Aici vă întâlniți în fiecare seară cu muzica bună, cu mâncarea bună, antren și rafinament. Bucătarul nostru vine direct de la Paris! Cătina, iubit am o femeie, ce-a distrus în mine ce-a fost bun. A fost de ajuns o singură scânteie să mă transforme într-un nebun. Aprinde o țigară și fumul care zboară nori albaștri ca un vis, cufundă-te-n uitare și lasă gândului cărare de abis. Ce faci astăzi seară? Tu vrei să-mi dai un randevu? Spune-mi doar atâta, da sau nu. Am invitat astăzi alături de noi două actrițe superbe ce vă vor purta în tainele Bucureștiului de altă dată. Crina Matei și Ana Maria Ivan sunt aici alături de noi. Bine ați venit, doamnelor frumoase! Da, ce bine că te-am găsit din nou! Este o mare, mare plăcere să vă am în această formulă aici între prieteni, pentru că ultima oară când ne-am întâlnit erați roșcate amândouă. La repetiții. La repetiții, da. Da. Și vom mai fi. Și veți mai fi. Da. Bineînțeles că vă stă bine și roșcată, vă stă bine și cu această culoare minunată, pentru că nu e așa, femeia este o eternă poveste, nu? Da, da, asta este titlul unui alt spectacol. Așa este. Noi când am vorbit... Voi sunteți colegi în mai multe spectacole. Da, da, da. Și tare mult ne bucurăm că avem tipologii foarte diferite de jucat. Ceea ce este foarte important este însă că în viața de toate zilele ne înțelegem bine. Că noi nu ne certăm niciodată. Că există o armonie desăvârșită. Mă, dar nu e 1 aprilie. Nu, nu e. Dar poate nu fi. Nu, dar este ziua dragostei. Așa. Și atât de multe minciuni se spun astăzi. Serios, da? Zici? Stai seama. Adică bărbații nu sunt sinceri? Glumesc și eu, Crina. Foarte sincer, sunt cei mai bărbați sinceri. Da. Deci revenind la tema întâlnirii noastre, noi suntem partenere în trei spectacole, în trei titluri ale Teatrului Stella Popescu, respectiv Femeia Eterna, Povestea Imaginii pe care tocmai le-am văzut, da. Din cele cu peruca roșcată. Acolo, anatomia unui clișeu, acolo unde suntem identice, practic, și suntem despărțite doar de, să zicem, anumite opinii, până la un moment dat, că pe urmă lucrurile se amestecă. Veniți să vedeți cea mai recentă premieră a teatrului nostru, dar urmăriți programul teatrului, pentru că deja ce ne bucurăm s-au epuizat biletele și Doamne ajută! Să ținem tot așa! Da, și Doamne ajută și autoritățile ajută să-și aducă aminte și de noi și pe această cale un apel către autorități să-și aducă aminte și... Să vină primăvara cu mărțișor, și da? Și să ne dea drumul să jucăm cu mai mult de 30%. Se pare că lucrurile... Sunt niște semnale că sunt, o să se întâmple. Sunt și semnale asta, pozitive. Pentru că deja s-au epuizat biletele. Noi ne bucurăm foarte mult, dar vrem să avem capacitate maximă și să simțim pulsul spectatorilor noștri și emoția lor, pentru că știm că își doresc, avem semnale că își doresc să vină la teatru. Și cel de-al treilea, nu sunt mai multe. În Barba Albastră. Mai suntem și în Barba Albastră și în Egvus. Deci, cât am zis, trei. Patru. Și suntem și în Maia și Elfii, unde prietena mea Dulceața aici de față este Dulceața. Păi, ia să le luăm așa pe rând. Să le luăm așa pe rând, pentru că sunt spectacole minunate, merită savurate fiecare în parte și vreau să știu așa, apropo de subiectul acestei zile, să zic așa, căci reflectoarele sunt puse pe femeie, eterna poveste. Ce se întâmplă, domnule, în povestea asta plină de mister și de, muzică și de... Mai zic că tu știi acolo ce se întâmplă. Da, și Ana știe, pentru că Ana este personajul declanșator al intrigii acestei povești. Eu știu că tu ești ajutor de bucătar în piesă. Adevărat. Ce faci tu acolo de declanșezi tu nebunia asta? Ce să fac? Stau de vorbă cu Pavel și o ascultăm pe diva care încântă publicul, aici de față, da. Publicul de la restaurantul Leul și Cârnatul. Deși jucăm, cred că deja de 3 ani? 4.
Wow! Suntem în 2022. Da. Am da. Avut premieră în 2018 la final, deci la iarnă facem 4 ani. Și așa. Este un spectacol. Mergem la grădiniță. Da, da, da. La fiecare reprezentație mai descoper câte ceva și mă bucur foarte tare de alături de colegul meu Cristi Neacșu, pentru că este o continuă distracție, bineînțeles, cât se poate de în sens, adică nu suntem ca doi copii pe terenul de joacă, dar ne simțim bine împreună. Și faptul că e o trupă live, cu muzicieni live, e un puls, e o inimă care bate permanent, diferit, la fiecare spectacol e alt ritm și îmi place foarte mult treaba asta. Eu mereu te-am admirat în ipostazele din această piesă, pentru că ești superbă, așa cum a spus și Ana Dinaur, ești o divă, o divă a Bucureștiului interbelic. Lăsând gluma la o parte, ne bucură că avem niște repere în perioada interbelică, într-o perioadă pe care noi n-am trăit-o, dar avem nostalgia ei, datorită faptului că Bucureștiul își respecta foarte mult oamenii, prietenia, iubirea, toate erau la temperaturi și cote foarte înalte. Femeile erau foarte elegante, dădeau foarte multă atenție îngrijirii în momentul în care ieșeau din casă. Ana are un text foarte frumos, eu stau în culisă și l-ascult de fiecare dată că trebuie să intru să cânt, când ea spune despre cea pe care o servise Tita Cristescu. Tita Cristescu a fost un personaj autentic, deci real, nu este o ficțiune, care a trăit în Bucureștiul anilor interbelici, o fostă Miss România, care este omorâtă. Misterul merge până la final și poate chiar și dincolo de final, oamenii pleacă acasă încă întrebându-se cine a fost. Noi știm cine a fost criminalul, nu vă spunem, veniți să vedeți spectacolul, vino și tu. Și spune Ana foarte interesant în dialogul ei cu Pavel, cu colegul ei, despre femeie, ce și nu era frumoasă, și zice Ana, spune tu, Ana. Când o femeie este bogată, se dă cu cremă tocalon, cu ruj de la Paris, se îmbracă în rochi, e întotdeauna îngrijită și călcată. Oh, da, zice, și nu este cum se scoală ea dimineața. Da, da, da. Se petrece, cum zici tu, se petrece o deosebire. Deci îmi place replica asta foarte tare, ce se petrece o deosebire. Adică, vezi, doamne, femeia nu este cum se trezește ea de dimineață, deși... Știi că sunt tricourile alea cu I woke up like this, da? M-am trezit așa? Da. Deși noi în ziua de astăzi spunem că femeia, o adevărată femeie frumoasă sau femeie care arată bine este în momentul în care ea se trezește dimineața, pentru că atunci o vezi. Da. N-are niciun filtru, ca să zic. Deci, uitați-vă la noi, stimațele spectatori, și dacă ne vedeți cu machiaj, acum să știți că suntem mai frumoase de dimineață când suntem nemachiate. Suntem proaste. Acum este vorba lui Caragiale, poza-i moft să ne vezi dimineața. Proaspete, fără cearcă, părul ne stă impecabil. Nu, el este frumos, așa de este revărsat tot pe pernă. Și noi ciufulite, așa, și iurea, suntem strâmbe de soare. Noroc că există cafea pe lumea asta ca să ne dea o pornire, așa. Da. Și mai multe peste zi și până seara devenim, cum zice și textul nostru, devenim superbe. Așa este. Zice, ce frumoasă, zice partenerul meu cu care când Daniel Filipescu, pe care salut, o voce minunată, bariton al Operei Naționale din București, spune, zice, vai, zice, ce drăguț ești când te superi pe mine. Zi, mai supără-mă tu mult că sunt pe cale să devin superbă. Da, 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 ești adorabilă când te enervezi. Hai să povestim și despre Eggwoos, pentru că vreau așa să profit. Mâine seară avem Eggwoos, este cu totul și cu totul altceva, dar legătura colegii mele, Ana Mariei. Aveți legătura, da. A fost o experiență extraordinară lucrul cu Victor Ion Frunză, pentru că este un regizor cu care mi-am dorit să lucrez de când am terminat facultatea și eu aș vrea să-i mulțumesc domnului Cristian Șofron pe această cale, pentru că am văzut în sfârșit cum este la lucru. Când eram studentă, se dădeau tot felul de castinguri pentru anumite spectacole pe care domnul Frunză le monta la Teatrul Metropolis și aplicam mereu și cumva eram foarte aproape, dar niciodată n-am reușit să fiu într-o producție de-a dânsului până acum. Se lucrează foarte meticulos, niște actori excepțional de talentați, de profesioniști. A fost ca un laborator, spectacolul merită, chiar merită văzut și Tudor Cucu Dumitrescu joacă rolul principal. Sunt absolut sigură că o să aducă ceva premiu, așa sper, că tot sper că o să vină lumea să vadă și să aprecieze partitura grea pe care o parcurge. Avem și noi, bineînțeles, contribuția noastră în spectacol. Cred că pe mine chiar m-a disciplinat și
aplauzele de la Ecbus sunt, au întotdeauna o intensitate și o... O cărcătură diferită, uite, față de... de fiecare dată. Da, uite, față de Femeia Eterna Poveste, trecem în alt registru, simți altceva. Clar. Așa este, Ana are foarte mare dreptate și am să vă fac o mărturisire și o fac și Anei acum în fața tuturor. Deși noi mai jucasem împreună, pe noi ne-a apropiat lucrul cu domnul Victor Ioan Frunză, de unde tragem concluzia că dacă știm să dăm greutate reală și autentică anumitor întâlniri, chiar și noi putem să găsim niște lucruri pe care le descoperim și care nu știam că sunt în stare latentă. Repet, ne jucasem în Femeia Eterna Poveste, dar eram două colegi care se respectau, care își respectau una a celelalte teritoriul, dar intensa provocare și laboratorul de care povestește foarte bine Ana ne-a adus împreună. Drept pentru care, uite, se face anul de când domnul Cristian Șofron este managerul teatrului, acest an, al primului an de manageriat al domniei sale, nouă ne-a adus, deși suntem în pandemie, deși condițiile sunt extrem de dificile pentru toată lumea, în mod paradoxal, noi am fost la antipod, am muncit foarte mult și ne-a adus două proiecte foarte bune, calitative. Cel de-al doilea proiect acesta cu Anatomia unui clișeu, coordonat de Cristi Simion, a dovedit încă o dată că apropierea noastră nu a fost întâmplătoare, că a descoperit în fiecare dintre noi, dar și în aceste praguri și aceste fire nevăzute de comunicare dintre noi, un anumit soi de construcție a unor personaje foarte diferite. Ecbus față de Anatomia unui clișeu sunt două spectacole complet diferite. Dar probabil faptul că au fost atât de dificile și atât de provocatoare, lucrurile astea ne-au înlăturat poate orgolii, poate anumite prejudecăți pe care le aveam față de cealaltă și poate și față de noi înșine, ne-au dezbrăcat, ne-au lăsat, cum se spune așa, știi, cu organele interne pe afară și a trebuit să ne salvăm fiecare în parte, dar și pe fiecare dintre noi. Este fabulos acest tip de lucru. Și asta înseamnă fascinația teatrului, de fapt, că descoperi, uite, după atâta și atâta și calitatea experiență în și calitatea întâlnirilor. Exact. Pentru că putem să stăm împreună, dar trebuie să vină cineva din să afară. Să pună la oaltă, da? Să ne pună la oaltă și să ne ajute să descoperim. Este, dacă vrei, este mai presus, poate, și decât calitatea unui proiect. Dincolo de asta, te amprentează și așează o felie foarte importantă în cariera ta. Și pentru asta le mulțumim celor doi. Oameni potriviți la locul potrivit. Da, dar și managerului nostru care a văzut lucrul ăsta în noi. Pentru că a stat, ne-a promis niște lucruri, iar ele puteau să rămână la alt nivel de promisiune, dar ele s-au materializat în timpuri foarte grele. Da, oricum, mereu a spus că sunteți acolo ca o adevărată familie. Și nici nu suntem mulți. Uniți. Da. Nu suntem mulți. Dar uite ce de lucruri frumoase faceți. Nu trebuie să fiți mulți ca să iasă așa ceva. Da. Adică puțin și buni. Da, și noi ne-am dorit, eram pregătiți, așteptam doar să vină să se declanșeze anumite resorturi. Cum a fost la Anatomia unui clișeu pentru tine? Uite că de la Crina am aflat ce a simțit ea. Simt că sunt o persoană foarte norocoasă, pentru că acum mai mulți ani am venit la casting la Teatrul Stella Popescu. Am luat un casting, după am fost cooptată pentru alte proiecte și cumva cu Anatomia unui clișeu în sfârșit mi s-a întâmplat ceea ce îmi doream de foarte mult timp. Îi povesteam și Crinei că este pentru prima oară când am cumva momente solo de cântat într-un spectacol și la prima vizionare cu prietenii mă copleșit puțin emoțiile pentru că, nu știu, până acum aveam câte o intervenție, dar acum aveam chiar strofe, puteam să conduc eu partitura, să simt eu cum... Și e foarte diferit și mă bucur foarte mult că am oportunitatea asta. Cu Cris a existat și împreună cu Crina și cu Iana Macarie și cu Maria Miu și cu Livia Vișenescu. A fost o întâlnire a mai multor femei care au avut o chimie extraordinară. Chiar pot să spun asta. Suntem foarte norocoase că ne-am adunat. N-au existat orgolii. Mi-era teamă, sincer, de un proiect în care sunt exclusiv femei. Bineînțeles, este și pianistul nostru, Nic Dumitru, dar... ne-am înțeles extraordinar. Deci nu e dificil vorba aia, știi cum se spune, că multe femei la un loc... Nu, pentru că ne-am dorit, a fost o dorință sinceră de a face lucrurile să funcționeze și fiecare a adus ce a știut ea mai bun și a lăsat deoparte păreri. Dar așa se întâmplă, orgolii există. Da. Dacă inevitabil. Inevitabil. Da. Deci cine spune că nu are orgolii sau că nu vine cu un anumit bagaj din alte întâmplări, minte.
Doar că în momentul în care îți dorești să faci ceva și să scoți maximum de bucurie dintr-un proiect, atunci îți iei aceste orgolii, ți le topești, ți le lași la ușă ca să te bucuri la maxim. Este atât de important lucrul ăsta. Și trebuie să ai o înțelepciune să faci asta. Păi, da, trebuie să ai o înțelepciune. Ajungi după niște ani la această înțelepciune. Ideea e că a fost și... Există și diferența asta de vârstă. Adică eu sunt, am 28 de ani. Stai că n-am înțeles Păi n-avem toate 28 de ani aici? Da. Adică... Are, 20, are dreptate, că... există o diferență de vârstă. Ea are 28 de ani și eu am 22. Păi, eu am 22, deci fiind această diferență de vârstă de 7 ani, ea este mai matură și a venit cu un plus de... Nu, a existat o înțelegere și... Deci cum poți să spui de chestia? Ia că mai acolo. Deci, ia că plecăm toate de aici. Adică există o diferență de vârstă. Deci ce am zis eu să spui când am vrut să venim aici. Deci nu se poate să vorbim în acesta. Așa, nu, vezi, zi textul pe care te-am învățat să spui, pentru că nu se poate. Am fost integrată și n-am fost judecată pentru lipsa mea de experiență, că de aici pornisem. Poate că eu n-am atât de multă experiență. A fost un proces de lucru și la text. Am contribuit foarte mult atât și eu și Crina și Cris. A existat un workshop în care am... alături de Doru Spătaru, bineînțeles, dramaturgul... Că de la ideea textului lui s-a plecat, dar nici el nu-și mai recunoaște textul. Crina, pleacă la locul tău. Dar vreau să zic că fiecare dintre noi și-a spus punctul de vedere și a adus experiența și, bineînțeles, că a mea este mai redusă pentru că asta am vrut să spun. Sunteți minunate, eu vreau să ne mai întâlnim, să facem lucrul ăsta mai des, domnule, să ne vedem mai des între prieteni, pentru că aș sta cu voi la povești ore în șir și nu m-aș sătura. Să știi că de asta am reușit să trecem peste această perioadă cu repetiții de 12-13 ore pe zi și încă ne bucurăm atunci când ne întâlnim. De-abia aștept să mai venim, să mai povestim, să mai facem împreună recomandări. Sunteți minunate, vă îmbrățișez și... Și noi vă așteptăm la teatru, urmăriți pagina, toate rețelele sociale. Toate rețelele sociale unde apare Teatrul Stella Popescu sau ale noastre personale, respectiv Ana Maria Ivan, Crina Matei, Crina Matei Oficial, Instagram, toate celelalte, căci veți afla multe informații despre noi. Vedeți că mai avem încă multe să vă spunem. Bineînțeles, cu drag le urmărim și vă vom urmări în continuare. Vă mulțumesc tare mult și vă mai aștept bucurie cu drag mare. Și data viitoare. Mulțumesc frumos. Ei, și ca să vedeți cum e lumea asta, cum e situația asta. De la Ana Maria Ivan de aici din platou, actriță la Teatrul Stella Popescu, mergem la Ana Maria Ivan de acolo, de la casa ei, că intrăm în legătură prin Skype, o știți pe zâna noastră. Ea vine mereu cu sfaturi de părințeală, cum le spunem noi, și vorbim astăzi, dacă tot e dragobete, despre părinți, domnule, ce fac să mai rămână și ei singuri când vorba aceea. Casa e plină de copii, 2, 3, cât or fi. Bine te-am găsit, draga mea! Bine te-am regăsit, draga mea! Ai o surată o în platou! O salut pe Tiza mea din studio! Mă uitam drag la ea! Ca să vezi cum e situația, două ani, da, Ana Maria Ivan. Foarte amuzant când dau căutare pe Google, o găsesc mereu pe... Da, și acum v-ați întâlnit prima oară. Ana Maria Ivan, ți-o prezint pe Ana Maria Ivan. Puțin același motor de căutare pe Google, deci cine ne caută ne va găsi pe amândouă. Ce drăguț, vă mulțumesc amândurora. Ia zi, Ana, ce faci tu astăzi de dragobete? Ai expediat copiii pe undeva? Mă pregătesc asidu de 3 copii, de 3 băițe, știi cum e? Ana, că vreau și eu să aflu de la tine. La o parte, după ce culcăm copiii, bineînțeles, avem planuri mari. Acum, pentru părinții care nu-și culcă copiii la fel de devreme, așa cum fac eu și soțul meu, iar le-aș spune să implice și pe cei mici în tot felul de jocuri împreună cu copiii. Să știi că noi am făcut weekendul trecut Adevăr și provocare cu copiii mari. Și le-am spus că ne pot întreba absolut tot ce își doresc așa despre viața noastră dinainte de a fi părinți. Și să știi că Aron a venit cu foarte multe întrebări simpatice. Tati, când ai pupat prima oară o fată? Tati, câte iubite ai avut? De mami nu prea întreba, dar tati a fost luată la rost. A fost încolimator. M-am gândit că e o activitate foarte interesantă în care copiii, da, le puteți povesti despre ce înseamnă dragobete, ziua îndrăgostiților pentru cuplu și să implicați și pe ei cu tot felul de... să-i lăsați liberi, da? Că ei au multă imaginație și vin cu foarte multe lucruri către părinți. Așa că, uite, asta este o idee pe care o pot face părinții cu copii, mai ales cu copii mai mari, pentru că este, să știi, foarte interesant ce vor să știe copiii despre viața noastră dinainte de a fi părinți. Da, și mie mi se pare fascinant să le povestim
povestești copiilor, practic, cum v-ați cunoscut, care a fost povestea voastră frumoasă de dragoste, că așa au apărut ei, adică ei sunt produsul iubirii voastre. Și e frumos să știe cum s-au îndrăgostit mami și tati, doar că mami și tati au nevoie de clipe doar ale lor, căci știm prea bine cât e de obositor să ai grijă mereu de ei, fără supărare, dar trebuie să facem cumva să mai fugim așa, să mai facem niște activități noi doi. Voi cum faceți? Cum vă programați toate aceste lucruri? Ideal ar fi, da, ca într-o zi ca acea de astăzi, să ai o bonă, o bunică, o mătușă, o prietenă, orice vecină, care să vină să stea, orice să vină să stea cu copiii. Așa, și să poți să fugi la o cină romantică. Țin minte că acum vreo 2 ani de zile eram însărcinată cu Achim, mergeam ca o lebedă, că aveam o dita mai burta și totuși soțul m-a scos 3 ani. M-a scos în oraș. Deci de la tine e baletul cu lacul lebedelor. Da. Și am ieșit noi în oraș, aici lângă noi e un restaurant foarte simpatic, aranjat, bineînțeles, de dragopete, cu inimioare, cu toate cele și să știi că a fost foarte fain pentru că avem timp de vorbit altfel. Oricât de mult, și ți-o spun din proprie experiență, că noi în... Nici nu vreau să număr anii. În 8 ani de zile cu 3 copii mici, am avut foarte multe zile, da, indiferent că a fost de naștere, de ziua îndrăgostiților, în care am stat acasă, pentru că asta a fost. Și în perioada dintre, în care am povestit împreună la un pahar de vin activitatea noastră preferată. Dar să știi că nu este același lucru ca atunci când ieși în oraș. Nu știu, parcă atunci când ieși în oraș, cel puțin noi ne simțim ca doi adolescenți fugiți de acasă, pentru că asta simțim. Și altfel vin discuțiile între noi, chimia dintre noi, în care putem să stăm liniștiți, să mâncăm fără să ne grăbească nimeni, că de obicei mănânc în timp ce mai dau vreunui copil de mâncare în gură și nu simt când mă satur. Acum pot și eu să mă bucur de gustul mâncării. Nu mai mănânci pe fugă în 5 minute că trage copilul mic de tine, nu? Exact. Și pe când atunci când stăm acasă, mâncăm împreună cu ei și abia la 9 seara rămânem singuri. Dar dacă plecăm de acasă, lucrurile sunt mult mai faine. Astăzi a aflat Catarina că urmează să vină mama în vizită în următoarea perioadă și să știi că primul lucru pe care mi l-a spus a fost: a, da, înseamnă că ne lași singur cu Bubu și tu cu tati vă luați câteva zile să plecați în oraș, să plecați la munte, să plecați să fiți doar voi doi. Adică m-am bucurat că mi-a spus lucrul acesta pentru că înseamnă că am știut să explicăm de ce mami și tati au nevoie de timp în doi și ei nu doar că nu se supără, dar susțin lucrul acesta, ceea ce e mare, mare lucru. Dar la cât timp e bine să faceți așa mici ieșiri doar voi doi? Pentru că inevitabil în orice cuplu în care au apărut și copii, apar discuții de genul: draga mea, când mai plecăm și noi pe undeva? Draga mea, când mai ieșim și noi undeva? La voi au fost astfel de discuții? Îți dai seama că ne-am dorit foarte mult. În primii ani, până să fie anii de pandemie, plecam undeva la 3-6 luni de zile maxim. Cam de 3 ori pe an plecam câte 2-3 zile doar eu și soțul, ceea ce mi se părea, spun sincer, fantastic, pentru că ne încărcam de energie și de mâine, ascultam creierii, eram și noi cu toate cele acasă și altfel este un părinte liniștit, calm, relaxat, oricine ce-ar spune și decât să stai ani în șir cu copilul, să oricât de mult îl iubești, la un moment dat este oboseala psihică de care unii părinți nu sunt conștienți și ajung în depresii, în certuri cu partenerul și nu știu de unde li se trage. Și atunci eu aș spune, măi, plecați cât de des puteți. Acum, da, ideal ar fi, nu știu, o dată pe lună să poți să mergi la o cafea cu soțul. Mi s-ar părea genial treaba asta. Nu este cazul nostru, nu ni se întâmplă. Dar cel puțin anul trecut am plecat de 3 ori, scurte vacanțe. Anul acesta n-am mai plecat din septembrie și să știi că începe să se simtă la noi. Adică deja este o dorință foarte mare, hai să plecăm noi doi și sperăm poate în martie să reușim treaba asta. Deci, da, plecați cât se poate de des, cât vă spune inima, plecați pentru că nu este un lucru egoist și nu aveți de ce să vă simțiți vinovați, din contră. De la voi învață copiii să aibă grijă și de sufletul lor și de relația din cuplu, pentru că lucrurile astea le simt copiii mai mult decât le văd, le spunem noi și le povestim noi. Dar ați reușit să fugiți de acasă, să spun așa, mai mult de 2-3 zile doar voi doi? Și dacă da, cum ați făcut și cum ați explicat copiilor, dacă era cazul să le explicați că plecați, astfel încât să nu se simtă, să zic așa, abandonați, mai știi ce gândesc ei? Să știi că am plecat 2 săptămâni.
Și cum a fost? Câți ani aveau copii? A fost cea mai lungă. Da. Să știi că nu țin minte cum a fost pentru ei, pentru că erau foarte mici. Catarina avea 3 ani, Arun avea 1 an și jumătate. Nu simțeau foarte mult plecarea asta. În schimb, a fost cumplită pentru noi. Adică noi deja în a 7-a, 8-a zi ne uitam după toți copiii din jurul nostru. Voia să-i îmbrățișați. Să ajung mai repede acasă la copii. Adică hai, am plecat, dar ce-o fi fost în capul nostru să plecăm atât de mult? Omul pleacă, dar se mai și întoarce, vorba aia. Deci mai mult de 7 zile nu cred că aș mai pleca vreodată de copii, e suficient. E ideal 7 zile, dar mai mult nu. Pentru noi, nu. Dar e bine să pregătești copilul înainte să pleci, să spui că pleci pentru o perioadă mai mare de timp? Depinde. Ei oricum n-au noțiunea timpului, dar e bine să le zici asta sau îi lași așa, mami pleacă, are niște treabă cu tati și atunci când ne întoarcem, nu știu, ne jucăm și ce mai facem noi? Depinde foarte mult de vârsta copilului. Spre exemplu, când Aaron era foarte mic și Achim, Aaron și Catarina erau foarte mici, acum o să spun ceea ce nu recomandă specialiștii, că ei spun, nu domne, și dacă copilul are un an, tu trebuie să explici copilul. Nu, noi plecam când copilul dormea la prânz, punct. Deci copiii plecau la prânz, se trezeau cu bunicii. A venit bunica la noi și am dispărut din peisaj, da. Asta pentru că am încercat varianta în care să le spunem că plecăm și era cumplit. Adică nu se înțelegeau cu copiii, nu reușeam să-i calmăm, nu nimic. În momentul în care știau că se trezesc cu bunicii, nu aveau absolut nicio problemă. Am încercat și varianta să vorbim cu ei pe Skype și era groaznică. Trăgeau, bineînțeles, de telefon. Mami, tati, când veniți acasă. Așa că în perioada când ei erau foarte mici, nu vorbeam niciodată pe video cu ei. Eram pur și simplu plecat și atât. Acum îți spun, nu știu dacă are repercursiuni, dacă s-or fi simțit abandonat sau nu. Momentan văd că sunt bine. Bineînțeles, este o glumă asta. Dar acum că copiii sunt mai mari, categoric îi pregătim, le spunem cu multă vreme înainte. Vedeți că o să vină Bubu și ei, nu uitați că trebuie să aveți grijă de Bubu, pentru că voi sunteți mai mari în familie. Chiar dacă faceți o grămadă de jocuri și de vă faceți de cap, așa spune Aaron, ne facem de cap cu Bubu, cu toate astea încercați să o și ascultați pe Bubu, da? Pentru că trebuie să existe reguli și limite, chiar dacă mami și tati pleacă de acasă. Să știi că partea asta în care părinții pleacă de acasă are repercursiuni o săptămână, două. Și despre lucrurile acestea nu prea vorbesc foarte mulți părinți, pentru că atunci când rămân cu bunicii, indiferent că sunt bunici care țin de regulile sau limitele pe care părinții le pun acasă, oricum se întorc copii diferiți. Adică trebuie să restabilești cu ei ordinea și disciplina pe care o ai în mod normal, pentru că copiii sunt obișnuiți de Bubu, de bunici, să facă altfel lucrurile și or să audă părinții foarte des, bine, da, cu bunica făceam asta, bine, da, bunica mă lăsa să fac asta. Să știți că asta este un lucru absolut normal, toți copiii se întorc diferiți de la bunici și durează o săptămână sau două să-i readuceți la programul de acasă, dar nu e așa o tragedie, până la urmă merită, nu suntem plecat și noi. Hai să facem niște recomandări celor de acasă care vor să facă ceva doar pentru ei și aici vreau să ne inspire așa din activitățile care vă conectează pe voi cel mai mult. Ce să le recomandăm să facă așa în doi? Să știi că o chestie pe care am făcut-o foarte faină și culmea o făcusem pentru niște reels-uri pe contul de Instagram, erau întrebări la care să răspundem amândoi. Și chiar dacă voi nu vă filmați pe Instagram, da, sau nu vă puneți neapărat undeva, e foarte interesant ca și partenerul și partenera să-și pună tot felul de întrebări, să le pună așa într-un bol și să stea amândoi să răspundă la ele cu un pahar de vin lângă și tot felul de curiozități. Important e să fie sinceri unul cu celălalt. Acum, dacă cuplul este foarte îndrăzneț și are, cum îi spune, energie, le-aș recomanda să se provoace la diferite lucruri, da? Sportive, nesportive, e treaba lor, nu ne băgăm. Bineînțeles, jocul clasic de poker, treaba lor din nou, cum îl fac, noi nu ne băgăm. Sunt multe variante de petrecere a timpului, chiar dacă suntem acasă. Acum, lăsând gluma la o parte, până la urmă suntem tineri și chiar dacă am devenit părinți, să nu uităm să fim și un cuplu. Și cred că e important să regăsim chimia dintre noi, să stăm de vorbă, să ne cunoaștem, pentru că dacă stai să te gândești, o viață întreagă nu-ți cunoști partenerul cu adevărat. Și atunci să profite din când în când să stea de vorbă. Mai să stai de vorbă, să vezi ce își dorește sufletul partenerului, este extrem de important. Ei, uite, și vreau să te mai întreb tu și Alex, ce fel de rutină plăcută
aveți în doi, pentru că în orice cuplu este importantă și rutina asta plăcută, da? Nu ne referim la cea care ne obosește. Ce vă place cel mai mult să faceți în doi sau tabieturi, să le spunem așa? Cred că ce ne place nouă, îți place și ție, Dana, că știu că te urmăresc, să dansăm. Știi că ne place să punem muzică și Alex mă vârte, uite, aici în sufragerie de unde filmez. Păi dacă e spațiu, și... poți să dansezi vorba aceea și pe 2 metri pătrați. Și aprindem aici o lumânare în spate și dansăm. Îmi place să dansăm. Îmi place foarte mult ca soțul meu să mă vârte la dans. Nu suntem atât de pricepuți așa cum ești tu. Și totul se învață. Totul se învață, da. Dar îmi place foarte mult să dansăm pentru că știi cum e apropierea fizică și dansul are o mulțime de beneficii într-un cuplu și este un lucru foarte senzual, este un lucru de apropiere, este un lucru tandru. Îmbrățișările, da, într-un dans vindecă foarte multe emoții, te umple de endorfine și ce să spun, sunt doar beneficii în acest lucru. Așa că asta ce-a spune că este rutina noastră, pe cât de des o reușim să o facem. Iar discuțiile după ce adorm copiii, vă place să stați așa, nu știu, o oră, să vă povestiți, nu știu, de-a lungul zilei ce s-a întâmplat, să vă faceți planuri, poate vă mai mărturisiți, nu știu, unele lucruri? În fiecare seară după ce dorm copiii, în primul rând vorbim despre copii. Nu știu dacă mai există alt cuplu care să vorbească despre copiii lor în fiecare seară așa cum o facem noi. Asta pentru că o bună parte din timp eu îl petrec cu Catarina și el îl petrece cu băieții. El duce băieții și întoarce de la grădiniță, eu o duc pe Catarina la școală. Și atunci Catarina povestește mie anumite lucruri și băieții soțului. Și vrem să știm ce fac unii și ceilalți și nu avem altă variantă decât să ne spunem seara la somn. Să știi că în foarte multe seri discutăm despre cum suntem ca părinți. Nu știu dacă câteodată asta e important. Judecăm, da. Ne judecăm prea aspru, pentru că eu îi spun soțului așa cum îl văd eu pe el ca tată și ce greșeli face cu ghilimele de rigoare și el mi le spune mie. Cred că este foarte important să nu intrăm în defensivă, deși să știi că o bună parte din timp simți nevoia. Stai un pic că n-am făcut asta, stai un pic că am niște motive pentru care am reacționat așa, dar să știi că noi vorbim foarte mult despre copii. După ce terminăm capitolul de copii, vorbim despre noi, despre cum a fost ziua mea, cum a fost ziua soțului, întotdeauna îmi povestește ce face la birou și eu îi povestesc ce am făcut în ziua respectivă și facem planuri, na, cel mai des, ce facem săptămâna viitoare, ce facem în weekend, deci cam despre asta povestim și durează cam o oră, o oră și un pic. Apoi ne uităm la Netflix, dacă ne uităm la Netflix sau mai stăm noi de vorbă sau dormim. Draga mea, dar spune-mi, pentru că noi în discuția noastră am atins așa niște limbaje ale iubirii, spune-mi dacă periodic vă place să vă faceți unul altuia cadouri. Acum aș putea să temin să spun că îi fac soțului cadouri, dar n-am mai făcut-o în ultimii 3 ani de zile, pentru că și eu nu prea mai ies din casă. Cadoul lui tot timpul îi spun sunt eu, ești un tu. Of în roce și pare cel mai frumos cadou. Da. Dar da, soțul îmi face cadouri, îmi aduce flori fără niciun motiv, ăsta e cred că cel mai frumos cadou. Sau prăjituri, să știi că mie îmi plac prăjiturile, dar anumite prăjituri care se găsesc la, Doamne, iartă-mă, departe de biroul lui și știi, i-ar plăcea să, băi, mai bine spune-mi orice, o bijuterie, dar să fie aproape. Prăjituri pentru zâne se numesc. Prăjituri, da, zânele se numesc cu prăjituri, n-ai fi zis. Dar îmi place când vine cu foarte, cu diverse chestii care să-mi bucure sufletul, care fără surprind, absolut niciun da. Motiv. Da. Și mai nou, bineînțeles, de când o avem și pe Catarina, să știi că îi aduce și ei. Adică mi-aduce mie flori și îi aduce și ei. Mi se pare și normal. Și este super mega încântat. Normal. Îți mulțumesc tare mult, Ana, pentru această discuție. Mă bucur că te-am revăzut și de-abia aștept să vedem săptămâna viitoare despre ce mai vorbim amândouă. Îți mulțumesc frumos. Vă zi minunată. Ne-am ascultat, nu? Da. Păi gând la gând. Îți mulțumesc mult. Te-am pupat. Ne vedem te-am săptămâna pupat. Viitoare și să petreceți un dragobete pe sufletul vostru. Musai să petreceți. Asemenea tuturor, îți mulțumim mult, Ana. Vă mulțumesc mult, dragilor, că ați stat alături de noi. Să aveți un dragobete minunat. Ne revedem și mâine de la ora 14. Mulțumesc pentru ținută Fashion by Raluca Negoescu. Vă las cu Ana Constantin la Dincolo. De ceea ce știm, numai zâmbete să fiți!